Rata de infectare cu virusul SARS-CoV-2 este în scădere și astăzi în județul Brașov, conform raportărilor făcute de Direcția de Sănătate Publică Brașov. Marți 14 decembrie avem 1,16 cazuri la 1000 de locuitori, după ce ieri valoarea era de 1,24 la 1000. În evidențele Direcției de Sănătate Publică Brașov, în municipiul Făgăraș, rata de infectare a scăzut de luni până marți de la 0,66 la 0,63 cazuri la 1000 de locuitori, fiind înregistrate 24 de cazuri active. În județ nu mai este raportată nicio localitate cu incidență de peste 3 la 1000 de locuitori. În Țara Făgărașului, cea mai afectată localitate este Sâmbăta de Sus cu o incidență de 1,86, urmată de Șinca Nouă cu 1,79 și Beclean cu 1,07. Celelalte localități, inclusiv orașul Victoria, care are 0,73, au scăzut sub un infectat la 1000 de locuitori, în timp ce 8 localități din întreg județul Brașov au o rată de infectare 0. Rata incidenței pe localități în județul Brașov poate fi consultată pe www.tvfăgăraș.ro.